Bună seara, prietenii, bună seara, dușman Costin Mihai, sunt eu, șeful departamentului sport al cotidianului Jurnal de Dâmbovița și realizatorul emisiunii Sport Show de aici de la Columna TV. Este ultima ediție a acestei emisiuni care va începe la ora 18 până la alegeri. Va trebui să schimbăm puțin formatul orar de la ora 17 de săptămâna viitoare va putea fi vizionată emisiunea Sport Show. Vom anunța atunci când va fi cazul. O voi modera doar, probabil o dată pe săptămână, doar în condiții speciale. Îi lăsăm pe colegii de la politic să-și deruleze activitatea pe această zonă în plină campanie electorală. Astăzi, așa cum am anunțat pe pagina personală de Facebook, vom discuta despre judo și despre oamenii care le reprezintă la campionatele europene și mai nou, iată, la Jocurile Olimpice. Până atunci sunt emoții mari. A început finala finalei la volei feminin între Alba Blaji și CSM Târgoviște. Este 2-2 în acest moment și se joacă decisiv. Cine câștigă astăzi rămâne în picioare și ridică deasupra capului trofeul de campioană. Să sperăm că va fi CSM Târgoviște. Vă mărturisesc că trăiesc în emoții. Asta întrucât este normal să țin pumnii echipelor târgoviștene. Așa sunt eu mai implicat și duminică voi fi la Chindia Târgoviște de la ora 11. Un meci teribil de greu cu Gaz, Metan, Media și liderul seriei. Avem o primă veste bună în sferturile turneului de la Madrid. Sorana Cârstea conduce după primul set 6-4 în disputa cu Dominica Cibulcova. Iată, foarte aproape Sorana de o calificare fabuloasă în semifinalele unui turneu premier mandatorii. Asta înseamnă puncte multe, asta înseamnă bani mulți și asta înseamnă un pas uriaș pentru Sorana de a obține biletele pentru Olimpiada de la Rio. Iată, după Daniel Natea și Sorana Cârstea are șanse de a participa la Jocurile Olimpice de la Rio. Am vorbit cu Gabriel Boriga, ne va transmite detalii de la meciul care se desfășoară în aceste momente la Blaj. O să avem o desfășurare în direct a acestei partide până în momentul în care vom ieși din emisiune. Daniel Nate este în această seară la Sport Show la Columna TV. Este o premieră pentru acest format de emisiune. Daniel a venit și cu medalele câștigate. Trebuie să recunosc că nu pot decât să am respect, să-mi scot pălăria și să admir cu sinceritate un sportiv de un asemenea calibru. Daniel, te fericit cu sinceritate și este o onoare să am invitat în platou lângă mine un medaliat european la seniori și un sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Rio. Bună seara, bine v-am găsit. Ce să zic, am început anul ăsta cu dreptul, a fost un an bun. Prima medalie am obținut locul 1 la European Open, așa se numește mai nou, Cupa Mondială, și medalia de bronz la campionatele europene de seniori. Câte kilograme ai? Acum 168. 168, ai avut și mai mult? Da, am avut mai mult, dar am mai dat jos puțin. E un om sănătos, Daniel. La fel, domnul Iulian Crăciun este practic mentorul, al doilea tată al lui Daniel. Domnia sa l-a antrenat în ultimii 4 ani, l-a manageriat și l-a purtat iată către culmile olimpice. Domnule Crăciun, cu același respect vă transmit bine ați revenit. Bine v-am găsit. Suntem onorați de faptul că ne-ați invitat la emisiunea dumneavoastră și ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm foarte mult că pentru rezultatele pe care Daniel le-a obținut și că drumul pe care am început acum 4 ani de zile continuă. Ați crezut într-o medalie europeană? Ați crezut, ați spus-o la ultima emisiune în care ați fost prezent aici că vedeți o medalie europeană. Doamne ajută să fie și nouă olimpică. Eu rog pe colegi să prindă și numărul de telefon pe ecran pentru ca telespectatorii să intre în direct cu invitații noștri. Da, cred că la ultima emisiune la care am fost invitat de dumneavoastră, ne doream foarte mult această medalie. Daniel, obținând 2 medalii la ultimele 2 competiții Under 23, 2 medalii de bronz, da? Această medalie pe care a luat-o la Kazan,
săptămâna trecută, este la seniori. Asta înseamnă că el în momentul de față face parte din primii patru sportivi din Europa, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult și ne dă dreptul să visăm și la o medalie olimpică. Și cred că dacă, fără să fiu acuzat de bigotism, cel de sus ne va ajuta și Daniel se va antrena la fel de serios și va avea aceeași abordare profesionistă, cu siguranță că la Rio el va putea să ia această medalie, care până la urmă n-ar fi neapărat medalia lui sau medalia mea sau medalia celor de la Federația Română de Judo, ar fi medalia judoului românesc, da, a școlii de judo românești și implicita noastră a tuturor. Da. Domnul Crăciun, pe ce loc era Daniel Natea când l-ați luat dumneavoastră, l-ați preluat dumneavoastră în ierarhia mondială? Deci, în momentul în care eu am avut o discuție cu Dani, asta se întâmpla acum 4 ani de zile, eram la Drobeta Turnul Severin, participa la un campionat național de tineret și am avut cu el o discuție solicitându-i să vină la Sambo. Da? La vremea respectivă, Federația Română de Sambo nu era acreditată. Am avut o discuție cu el și l-am întrebat dacă n-ar vrea să facă și sambo. Eu repet, fiind judocan, nefăcând sambo niciodată, da? Și am spus, bă, vrei să faci sambo? A spus în principiu da, în ce condiții. Ca un amănunt foarte important, deloc de neglijat, ar fi faptul că Daniel este campion european de sambo și campion mondial. Unde la sambo, spre o deosebire de judo, niciodată nu poți să câștigi din greșeală. Da? Adică la sambo... Dar la nici nu e o disciplină olimpică și nici concurența de la judo. S-ar putea ca 2020 în Japonia sambo să fie... Dar nu discut de lucrul ăsta. Eu povestesc exact cum am început cu Daniel. Și după lucrul ăsta, după ce am avut un periplu și la sambo și s-a retras în glorie, s-a retras campion mondial. Da, asta e o chestie extraordinară. Eu glumesc, dar câteodată adevărul se spune cel mai bine în glumă. Am început să facem judo. Era pe locul 142, așa zic și specialiștii, nu ne dădeau prea mari șanse, numai că încet, încet, pas cu pas, am demonstrat că Daniel este un sportiv de excepție. Sportiv de excepție, un om de excepție și în cei 4 ani de zile pe care am avut o perioadă în care am stat foarte mult împreună. Cred că avem peste 42 de turnee. 42 de turnee, presupun că am 4 zile fiecare turneu. Deci stăteam mai mult decât stăteam cu familia, da? Dar, într-adevăr, eu zic că am meritat. Deci, indiferent de situație... 3 medalii europene. Una la senior, calificare la Jocurile Olimpice. Acum este locul 14 pe categorie, dar a fost și locul 9, din câte rețin eu. Sigur, locul 7 a fost cel mai bine plăsat. Da, noi sperăm ca după... Investiție privată, domnul Crăciun. E foarte important să spunem acest lucru. Da. Domnul Costi, da, cred că, da, în orice caz, sport de înaltă performanță nu se poate face fără bani. Asta este o chestie evidentă. Acum, eu am avut șansa să pot să-mi permit să fac lucrul ăsta și în loc să-mi fi cumpărat un ceas Constantin Vacheron sau să merg cu o mașină mai... Da, nu, niciodată n-aș fi avut satisfacția pe care o am acum. Interesantă comparație. Da, deci niciodată n-aș fi avut satisfacția pe care o am acum și faptul că, într-adevăr, ar fi fost mare păcat ca Daniel să se lase. Pentru că... Dacă nu ați fi apărut dumneavoastră, sau de fapt, haideți să-l întreb pe el. Mă scuzați, dacă nu ar fi apărut domnul Crăciun în cariera ta sportivă, crezi că ai mai fi avut o asemenea ascensiune, iată, de nivel mondial? Păi, asta e chestia, că eu înainte să revin cu domnul Crăciun, un an și jumătate n-am mai făcut judo deloc. Adică mergeam la judo doar pentru mine, la antrenamente, că nu puteam să mă las de pe zi pe alta, la concursuri doar naționale, internațional nu mergeam pentru că cei de la
echipa națională, zic așa, nu mi-au dat prea mari șanse. După aceea, exact cum zic, în Crăciun am început cu el cu sambo, am și campionul european, campion mondial, după care ne-am axat pe judo și de pe locul 140 și cât am fost atunci, acum am ajuns, cel mai bine am fost plasat pe locul 7. Acum sunt pe locul 14, dar pentru Olimpiadă, dacă scoatem că numai unul din fiecare țară are voie să meargă să participe la Olimpiadă, sunt undeva pe locul 11 în lume acum. Vlădu Simionescu este și accidentat, este abia pe locul 33, nu sunt emoții. Nu, calificarea ta este sigură în acest moment? Calificarea mea este sigură de anul trecut. Deci pot să zic că un an înainte de Olimpiadă, calificarea mea era sigură. Trebuia doar să mă mențin acolo. Continuă veștile bune. Volei Alba Blaș, CSM Târgoviște, în acest moment este 5-8. Așadar, avem în avans de 3 puncte. Să sperăm că îl vom menține și vom câștiga primul set. Daniel, am selectat și noi niște imagini cu tine. Meciurile de la Kazan din Rusia, 3 victorii superbe. Superbe. Avem la Barna Bor acolo, locul 3 mondial, un succes fabulos. L-ai bătut și pe Gordienko, ucraineanul, locul 25 mondial, dar și pe Alestorfer, mereu am probleme cu... Da, Alestorfer. Alestorfer. Locul 27. Alestorfer, e mai da. Ok. Locul 26 a apărut acel eșec cu Orsason din Israel. Mi s-a părut acolo că, nu știu, ai fost un pic, cred că e entuziasmat așa după... Nu, n-a fost... De concentrat. N-a fost. Problema a fost că concursul a început foarte, foarte târziu. Undeva la ora 1, am avut cele primele două, de fapt am avut un tur liber, meciul cu austriacul, meciul cu ungurul și normal la maxim o jumătate de oră trebuia să avem și semifinala. Și am modificat puțin programul și semifinala am avut abia după 4 ore. Asta înseamnă undeva la 6 jumătate seara. Te-a scos din ritm. Da, și efectiv pe unii poate i-a băgat în ritm, pe alții i-a scos. De exemplu, pe mine... O trebuie să iau tot de la zero, exact ce am făcut dimineața, trebuia să iau de la început și după masă. A fost fabulos să lupți pentru aurul european cu Teddy Riner. Teddy Riner e o legendă, legendă în judo mondial. Așa e, chiar mi-am dorit foarte mult și cred că dacă nu făceam greșeala din semifinală, că acolo efectiv am făcut o greșeală, nu se punea problema să pierd așa repede, că a fost prima dată când am pierdut așa. Efectiv, am făcut o greșeală la priză, m-am aruncat mai tare pe priză și atunci el pe intrarea lui... Ai fi ajuns aici fără domnul Crăciun? Nu, pe ei v-am spus, eu m-am retras tot din judo, aveam cu totul alte scopuri, adică și din sport mai doream să fac, dar dacă nu aveam susținere, făceam ales pentru mine, nimic mai mult. Și datorită domnului Crăciun, am ajuns unde sunt acum, și calificat la Olimpiadă, și trei medalele europene. Stai liniștit că n-ai ajuns din cauza mea. Ai ajuns din cauza faptului că ești un tip de excepție, că faci judo de la 8 ani, că ai muncit foarte mult, că te-ai sacrificat foarte tare. Probabil că... a crezut în dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră i-ați făcut programul dumneavoastră, l-ați coordonat în acești 4 ani dumneavoastră, ați preluat toate greutățile care veneau către el. Dumneavoastră ați luat acest surplus și doar l-ați ajutat. Atât. Doar l-ați ajutat. Și iată că se vede. Trebuie, sunteți prea modest, domnule. Nu, nu e vorba de modestie. De altfel, falsa modestie este cea mai decentă dintre minciuni. Eu nu sunt modest, eu sunt doar un tip conștient care spun decât în felul următor. Indiferent de cât aș fi fost eu de entuziast, indiferent de cât aș fi vrut și cât mi-aș fi dorit, dacă el nu vroia, nu se poate. Pentru că pe saltea acolo, el este. Deci pe saltea acolo, el este. În momentul de față, noi suntem cum ar, dacă am fi la fotbal, suntem în Liga Campionilor, da? Adică unde sportivul ăla care se luptă are în spate un întreg eșafodaj. Adică ca un iceberg, ăla care se bate, Teddy Riner când se bate, are în spate o echipă de... O armată. O armată, da? Cu atât mai mult este meritul lui că echipa dumneavoastră o știți, o cunoaște și pe prietena lui care are o importanță foarte mare în evoluția lui, da? La Federația Română de Judo ne-au ajutat, numai că oamenii sunt obișnuiți, adică ceea ce n-au făcut... Am înțeles că nici măcar un lot olimpic nu prea mai există. Păi nu mai există lot olimpic, că lot olimpic s-a desființat. Adică lot olimpic s-a desființat din cauza faptului că... domnul Costi, nimic nu este întâmplător. Iar în momentul în care tu pornești pe un drum de genul ăsta de 4 ani de zile, tu trebuie să ai niște cunoștințe foarte clare. Adică trebuie să ai un pic noțiuni și de ce presupune un microciclu olimpic, un mezociclu olimpic. Da, sunt amănunte care sunt extrem de importante. Și
Un ciclu olimpic durează 4 ani. Dacă tu nu-ți dozezi eforturile și pregătirea în așa fel încât să poți să ajungi acolo și când ajungi acolo nu doar să participi. Deci noi în momentul de față nu vrem doar să participăm la olimpiadă. Vrem să luăm o medalie. Nu țip în gura mare, dar sau nu spun decât că această medalie este o medalie normală, firească, este rezultatul unor eforturi susținute și în cele 95 de zile pe care le mai avem până la olimpiadă, Daniel poate să prindă vârful de formă chiar în data de 12 august. Da, pentru chestia asta trebuie și un pic de știință și de ce nu și noroc, pentru că în fond și la urmă în sporturile de contact factorul aleator este foarte important. Ați văzut ceea ce s-a întâmplat cu Sasson. Sasson de altfel un sportiv foarte bun și ca un amănunt e mai mare ca el și cu 4 ani. La categoriile grele contează foarte mult și această vârstă, pentru că da? Și meciul pe care l-a avut Sasson cu Rinner a fost un meci extrem de dificil și Rinner l-a bătut foarte greu, extrem de greu, ceea ce Rinner de obicei. Uitându-mă acolo, am spus, bă, niciun fel de problemă, poate la olimpiadă o să te bați iar cu Sasson, o să-l bați pe Sasson și o să fii în finală cu Teddy Rinner. De ce nu, în fond și la urmă urmei, cine ne oprește să visăm, să visăm frumos, nu? Comentați dumneavoastră meciurile lui Daniel, pentru că eu nu sunt specializat cu termenii. Cu cea mai mare plăcere și cu Daniel. Aici putem, într-adevăr, să facem... Haideți să prezentăm primul meci cu Aristofer. Aristofer, nu? Da, austriac, da, Aristofer, da, care... Dar un sportiv bun. Am văzut că e destul de bine... Da, a crescut cotat. Foarte mult în ultimii 2 ani de zile. Da, are o cotă bună. Lăsăm imaginile meciul 1. L-am denumit, vă rog să-l prezentați astfel încât distinșii mei invitații să îl analizeze. Acolo avem monitorul pentru invitații. Era primul meci de la campionatul european și foarte important, vă dați seama, de aici pornea, putea să pornească și a și pornit ascensiunea lui Daniel către medalia de bronz. Daniel Natea aici în alb și austriacul în albastru, vă rog să comentați. Da, de la început Daniel are o priză bună, ia ceafa, cum s-ar spune, în... Da? Și așteaptă ca într-adevăr, probabil că Alistov, da, deja are un atac în care încearcă o ucimata cu priză la centură, lucrăm și la așii, da? Se vede clar din poziția pe care o Alistofer o are că el se apără și se ferește, da? Fiindu-i frică de, da, această priză pe care o are, Daniel este clar o priză ofensivă, da? În momentul de față Alistofer este penalizat, de menționat faptul că la 3, la 4 penalizări ești descalificat, primești Hansokumake, ceea ce înseamnă echivalent cu un cu ipon. În continuare Daniel atacă. Încercăm un Haraigoshi. Oricum se vede clar că lupta este, ostilitățile sunt conduse de Daniel. Alistofer probabil că o să primească al doilea avertisment, ceea ce îl va determina să atace, da? Iar a doua oară când va intra, Daniel va fi letal, da? Făcând un Taniotoshi, nu? Un da. Taniotoshi, spune. Da, Taniotoshi, un Taniotoshi și ăsta este primul meci pe care îl... Și cam gata. Câștigă, da, s-a terminat. Adică, practic, judo este la fel ca viața. Nu poți să greșești decât o singură dată. Da, e bine, viața aș mai vrea să spuneți, vă rog, ușor. Aș vrea să spuneți cât, să le spuneți telespectatorilor, cât durează... 5 minute. 5 minute. 5 minute. 5 minute durează în condițiile în care nu poți să-l arunci pe adversar. De exemplu, ați văzut, au primit 2 penalizări. Pentru că el a fost... ofensiv, n-a făcut atac, doar i-am făcut atacul, el a ieșit și o dată afară, i-a dat o penalizare, i-a dat a doua. Și, de exemplu, dacă nu puteam să-l arunc acolo,
putea să mai continue până la 5 minute și eu câștigam pentru că el avea două penalizări. Dar eu, trândindu-l de ipon, să zic așa, ipon înseamnă când cade exact pe spate. Când cade exact pe spate, se numește ipon și atunci poți să termin meciul în 10 secunde, într-un minut sau, dacă nu poți să reușești asta, în 5 minute. Și a jucat pe colegi să prezinte, să prezentăm că e mai scurt, apoi revenim cu victoriile, să prezentăm meciul cu Orsasun, cu izraelianul, un meci spectaculos, chiar dacă s-a încheiat cu un eșec pentru Daniel, dar care merită urmărit. Este meciul numărul 4. L-am denumit, la fel vă rog să comentați acolo, avem și niște relori spectaculoase. Meciul da. Pentru finală, practic, dacă s-ar fi câștigat acest finală. Meci, s-ar dar fi... Dar nu e 4, e 3. 3-3 să fie meciul, la 3. Mine, la mine, doamna, doamna, e 4. Am aceasta înțeles. Este ordinea da, pe sigur, care am ales-o da, eu. Da, 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 am înțeles, am înțeles. Pentru că era o înfrângere. Așadar, meciul cu Orsasun din Israel, Sasson locul 12 pe categorie, Daniel Natea în alb și aici locul 14, vă rog, domnul Crăciun. Da, vedeți, de la început, clar, sportivul izraelian are prize, da, are control asupra brațelor lui Daniel. Procedeul în traducere, dacă am permis, se numește Sodetsuri Komigoshi și presupune un control pe ambele brațe. Făcut și în genunchi, poate într-adevăr să fie un procedeu letal. Știți care e problema? Judo este un sport până la urmă, iar ca să știi să câștigi, trebuie să știi să și pierzi. Da? Probabil pe Sasson, da? La Olimpiadă o să-l bată. Eu sunt convins de lucrul ăsta, având în vedere faptul că și anul trecut s-a mai bătut cu el. Eu cred că până la urmă o să-l batem și pe Sasson, da? Aici, într-adevăr, a fost extrem de inteligent, având acea priză pe mânecă și, bineînțeles, că Daniel nu s-a aștepta. Spectaculos procedeu. Da, nu s-a aștepta. Da, este ca, de altfel, procedeele din genunchi. Sunt extrem de spectaculoase pentru că folosesc foarte mult greutatea adversarului. Da, în categoria asta, Sodetsuri Komigoshi, fiind un procedeu care, de obicei, se face în picioare. Da. Daniel, repede s-a terminat meciul cu Sasson. Da, exact cum explicam. Dacă e ipon, poți să pierzi înainte de limită sau poți să câștigi înainte de limită. 10 secunde, 15 secunde. Da, problema a fost că eu m-am aruncat efectiv la o priză dreaptă, n-am prins-o ca lumea, el mi-a prins mâneca, am intrat sub centrul meu de greutate, am încercat să blochez în prima fază, la a doua fază am încercat să pun și mâna jos, el având priza, mi-a luat și priza și... Ai mai luptat cu Sasson? Da, mai luptat. Luptat anul trecut și l-am condus cu 3 penalizări, adică mai trebuia o penalizare și câștigam. La început nu eram foarte pregătit și mai erau vreo 2 sau 3 secunde din meci și m-a prins la sol. Adică o să ai comi. O să prind și tu la Olimpiadă, probabil. Da, da, nu fac probleme. Nu, nu. Cred, nu, eu nu te văd să-ți fie teamă de Sasson. Nu, n-am nici teamă. Dar nu e teamă de nimeni, e teamă decât de Dumnezeu, că suntem oameni cu frica lui Dumnezeu, nu? Aici sunt conștient că am făcut o greșeală și sper să nu mai repet. Au fost primele meciuri cu Aristofer și Sasson prezentate de noi. Vom reveni cu duelurile câștigătoare cu Barnabor. Aici e un succes fabulos la locul 3 pe categorie. Vă dați seama și în judo la seniori este extraordinar, dar și la Gordienko. Locul 24, 25, dar un sportiv incomod. Dar care nu i-a putut face față lui Daniel Natea, încă nu avem vești, o să revenim după o scurtă pauză publicitară cu vești de la tenis, de la Madrid, de la volei, de la Alba Iulia, dar și cu discuțiile antrenante pe care le purtăm cu distinșii mei invitați, domnii Daniel Natea și Iulian Crăciun. Pauză, 2 minute, atât și revenim. E timpul să ne gândim la concediu. Vrem relaxare, nisip fin, hoteluri de lux, specialități delicioase, distracție și, bineînțeles, mare. B24 Travel îți propune o destinație care, cu siguranță, îți va satisface toate cererile, pentru ca vacanța ta să fie așa cum ai visat. Alege un sejur în Antalya la prețul de 580 de euro la hotel Rixos Downtown de 5 stele și beneficiezi de 7 nopți de cazare cu ultra all-inclusiv, transport avion
sunt taxe de aeroport și transfer aeroport-hotel. Oferind vedere la mare și la munții Taurus, acest hotel de 5 stele este situat în mijlocul grădinilor cu vegetație exotică din Parcul Cultural Atatürk. Proprietatea pune la dispoziție 4 localuri de luat masa, o piscină în stil lagună și serviciu gratuit de transfer la plajă. Antalya, centrul coastei turcești a Mării Mediterane, este pentru cel care o vede prima dată o minunată surpriză. În timp ce călătorul deja îndrăgostit regăsește aici plaje liniștitoare, bulevarde umbrite de palmieri și peisaje bogate care îți taie respirația. Antalya este cel mai frumos oraș al Turciei, îndeajuns de incitant pentru a te face să-ți dorești să revii. Centrul medical și de recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicină recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alegeți siguranța Star System Security. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Sunt medalele lui Daniel Natea, bronzului european de la Kazan și de la Praga, aurul de la Cupa Europei, Cupa Mondială, nu? Da, european nu, cum se numește, acum a fost la Cupa Mondială. Cât se muncește pentru asemenea medalii, Doamne? Câte sacrificii, câte eforturi? Sacrificii, vă dați seama, talent? Nu pot spune că n-am avut copilărie, dar vă dați seama, de la vârsta de 8 ani am început, acum am 24, în fiecare zi câte 2 antrenamente, au fost perioade când au fost câte 3, și cum dăm în continuare pentru Rio, pentru visul care îl avem, fiecare sportiv. Și categoria e grea, îți dai seama să... Este cea mai spectaculoasă. Da, e foarte grea. Foarte grea, cea mai la spectaculoasă. La contact, de la... Sigur, efort. Cum să nu. Așa este. Daniela a avut șansa în același timp și când s-a apucat el de judo la Sibiu. De altfel, Sibiu... acolo există o școală de judo recunoscută. Primul profesor al lui, domnul profesor Ionel Chioveanu, cel care l-a învățat judo,
Daniel este un sportiv extrem de tehnic, el putând să execute procedee și pe dreapta și pe stânga, iar această tehnicitate, dacă forța tu poți să o capeți mai târziu, tehnica nu se învață de când ești copil. În sensul ăsta, prima lui deplasare pe care a avut-o cu domnul profesor Chioveanu în Italia, da, avea 8 ani. Da. 8 ani și mânca numai înghețată. Da. Adică, într-o discuție cu domnul profesor Chioveanu, povestea, vă dați seama, adică... Ce copil de 8 ani mănâncă înghețată? Da. Nu, mânca numai înghețată în Italia, da, că nu vrea să mănânce absolut nimica. Da. Deci a avut într-adevăr de la cine să învețe judo, pentru că domnul profesor Chioveanu l-a ținut până... 11 ani. 11 ani. În ăștia 11 ani a învățat judo și în momentul în care el a venit la noi, la Valeriana, s-a sfătuit cu domnul profesor Chioveanu și domnul profesor Chioveanu a spus în felul următor: mă, avea mai multe variante. Dacă vrei într-adevăr să faci performanță, mergi aici la Valeriana și ai să faci într-adevăr. Și acum ținem legătura cu domnul profesor, suntem în, cum s-ar spune, în echipă. Echipa asta noastră este o echipă a oamenilor care într-adevăr vor ca Daniel să meargă fără niciun fel de problemă și care nu avem niciun fel de problemă cu ceea ce spun alții. Adică credem în el și suntem convinși că cu ajutorul celui de sus, un pic de șansă, putem într-adevăr să luăm medalia la Olimpiadă. Urmărim și meciul cu Barna Bori, un pic mai lung, dar îl sigur, cum să nu, fără niciun fel de problemă, mai ales că el cu Barna s-a bătut de vreo 6 ori, da, de când era junior. Barna este mai mare ca el cu 6 ani. E prima victorie, da? La unguri. Da, e prima victorie, da. Și întotdeauna, de-aia el îmi povestea, zice, dom'le, nu-i venea să creadă, mă uitam la el, că nu, el fiind obișnuit tot timpul să câștige, asta este. Chiar dacă l-a bătut, Dani l-a bătut exact când trebuia, respectiv la un campionat. În cel mai important moment. Da, în cel mai important moment. Disputelor lor. Să spunem că Sorana este condusă în setul 2 de Dominica Cibulcova, 3-4. Din păcate, la Blaji s-a pierdut primul set, Alba Blaji conduce 1-0 la seturi, a fost 25-15, cam dur, dar să avem speranțe că echipa lui Zoran Terzic va reveni, așa cum a făcut-o Chindia, meciul de la media. Și haideți să urmărim meciul 2, l-am denumit dintre Daniel Nata și Barna Bor, poate cea mai frumoasă victorie de la campionatul european pentru Daniel. Este un meci mai lung, dar merită vizionat. Daniel Natea, aici în albastru, nu? Da. Vă rog, domnul Crăciun. Bineînțeles că Barna, fiind un sportiv cu experiență, atacă la prima priză acel Iponso Enaghe, un procedeu pe care Daniel știe foarte bine să-l contracareze. De altfel, vedeți că nu-i lasă mâneca, iar Daniel de la început, pe priza pe care o ia deasupra cefei, își impune, ca urmare a faptului că Daniel în permanență, da, vedeți, Barna încearcă să aruncă în genunchi, Daniel îl trage arătând că da, nu, când intri exact cum a intrat Sasson, da, deci decisiv, nu te, doar te faci ca ataci și fără niciun fel de problemă, prizele pe care Daniel le are arată clar că el este cel care conduce ostilitățile. Ia uitați, ne aruncăm și pe jos, pe burtă, să nu-i luați în nume de rău, Barna este un sportiv foarte bun și e un... Se simțea inferior în meci. Da, dar în momentul de față, iar este penalizat. Da, deja a primit două penalizări. Are două penalizări, da. Dar asta este situația, pentru că din atitudinea pe care Daniel o are și din prizele pe care le... Deci clar controlează lupta. Uitați cum îi ține mâneca. Acel braț în piept este foarte bine pus. Lucrăm și facem așa, da? Într-adevăr, în atâta ca el să poată să fie. Chiar am avut emoții foarte mari la acest meci. Știind că Barna, într-adevăr, este un sportiv redutabil,
Dar prizele pe care Daniel le are, această priză pe spate, e clar că Barna îi se apără. E clar că Barna se apără. În condițiile care era condus. Da, în momentul de... Sigur, cum să nu? Deja are 3 penalizări. La următoarea penalizare ar căpăta Hanso Kumaki, ceea ce ar însemna cu Ipon Star 3. Și atunci el atacă, iar Daniel fiind... Da? Deci în continuare el atacă. Are acea priză pe spate foarte, foarte bună. Da? Efectiv, Barna să-ți bate, dar prizele pe care le are Daniel, da? Același lucru, se aruncă în genunchi, iar la următorul, la următorul atac, Daniel va fi... îl așteaptă deja, l-a așteptat știa că... Da? Deci au trecut 2030, Barna are 3 penalizări, este obligat să atace. Dar nu poate. Da? Dar nu poate. Dar nu poate. Nu poate pentru că prizele pe care le are Daniel, bine, aceste prize trebuie să poți să știi să le ții și să poți să le ții. În momentul de față el știe și poate să le țină. El, Barna, vede, stă cu kimono în cap. Vrea să-i dea și a patra penalizare, dar arbitru se răzgândește. Și atunci Barna, fiind conștient de faptul că va căpăta și a patra penalizare, va intra și... Imediat o să vedem, imediat, da, vedeți, Daniel ia mâneca în continuare, da, încercăm una și, poziția pe care are Barna este o poziție defensivă, da? Destul de stăpân pe el, Daniel, în meciul ăsta. Da, cum să nu, cum matur, să nu. Și, inteligent. Da, încă o dată și a doua oară când va intra, ia uitați. Frumos de tot acest procedeu, Daniel Toșii, da, în traducere aruncarea în vale, capătă acest un Oazari. Oazari, dacă ai reușit să faci procedeu de două ori de Oazari, s-a terminat, înseamnă Oazari avansată Ipon, ceea ce presupune că meciul s-a încheiat. Nu-i vine să creadă, mai avem un minut și 10 puncte, 15 nu? Secunde, da, 10 da. Puncte exact, 10 puncte. Asta din cauza că n-a căzut exact pe spate. Că n-a venit exact pe spate, deși a avut control asupra lui. În continuare, Daniel are așa o poziție bună. Probabil că aici asta va face un Ipon Soenaghi. Nu face un pic, nu să mai aruncă în genunchi deloc. Ba da, să aruncă, cum să nu. Pentru că asta e singura lui șansă. Când eram mai mici, ne mai păcălea, dar acum e greu să ne mai păcălească. Să ne schimbă foaia. Da? Adică noi am, chiar în ăștia 3 ani de zile, să știți că am mers, adică am mers, am evoluat și asta ne bucură foarte tare, pentru că de obicei conduceam, iar în ultimile secunde, la Oberwart parcă, nu? Da. Am avut 28 de secunde, Daniel în continuare are priză foarte bună. Și faptul că n-a primit nicio penalizare, asta arată clar că tot meciul a fost ofensiv control. Și exact sub control și chiar după ce s-a terminat meciul ăsta am țipat atât de tare încât s-au speriat vecinii, crezând că am pătit ceva. Dar bucuria pe care am resimțit-o a fost foarte, foarte mare, adică extrem de mare, pentru că... Practic intra la medalii. Da, deci asta era sfert de finală, nu? Sau da. Semifinală? Nu, semifinală. Sfert de finală. Sfert de finală. Da. Așa s-a terminat, nu? De reținut că în momentul de față antrenorul lotului național, olimpic, nu știu, doamne, arată-mă cum este, este domnul profesor Mircea Frățică, un fost sportiv extrem de titrat, la campionatul european, campion european, l-a bătut pe rus, pe Sota Habareli. Sota Habareli îl bătuse de 7 ori. Iar Mircea Frățică l-a bătut chiar la campionatul european, la Rostock parcă. Da. Spuneți când se termină meciul pentru telespectatori, când e acel Ipon culcat pe spate, nu? Da, deci în momentul în care unul dintre combatanți execută un procedeu, acest procedeu trebuind să aibă amplitudine, claritate, control, cel care îl execută, condus până jos și pică exact pe spate, se consideră
dacă are toate aceste aturi, se consideră ipon. Deci un procedeu clar în care adversarul pică pe spate, da? Cum s-a văzut în meciul cu Sassuolo, da? Adică practic când a avut și control când, și cu amplitudine. Când te uiți pe tabelă, acolo apar 100 de puncte la ipon. La Oazari, cum a fost în acest meci, a fost doar, nu a căzut exact pe spate, a căzut jumătate într-o parte, jumătate pe spate, se numește Oazari, sunt doar 10 puncte. Dacă cădea numai într-o parte și jumătate spre burtă, să zic așa, erau doar un punct. Dacă vă uitați pe tabla acolo, pare 1, 100 sau 10 sau doar 1. Sau poți să câștigi și la o penalizare. Azi un cartonaș și acela galben, ca și mai fi la un cartonaș. Dacă ai un cartonaș, s-a terminat timpul 5 minute, cel care are cartonaș a pierdut meciul. Nu trebuie neapărat să-l arunci. Dacă poți să arunci, cu atât mai bine, vă dați seama. La categoria mea, foarte, foarte rar se întâmplă să câștigi ceva la cartonaș. Așa este. 6-3 a pierdut Sorana setul 2, 8-3 conduce Blaji în setul 2 pe CSM Târgoviște. Trebuie să trezească leoaicele lui Zoran. Daniel, multă muncă și multă tensiune se acumulează într-un astfel de meci. Pare ușor așa când te uiți pe la televizor, dar eu îmi dau seama că acolo se trăiește intens. Sunt decizii de fracțiuni de secundă. Trebuie să ai tot timpul luciditate, trebuie să ai tot timpul viteză de reacție, să gândești, să ai valoare. Da, sunt meciuri, îți dai seama, la un campionat european de seniori, nu poți să spui că am un meci ușor. Deci acolo, îți dai seama că nu vin cei care nu s-au antrenat sau nu sunt de acel nivel, nu vin acolo. Poate să fie 1-2. Să zici că ai un meci, dar în rest nu găsești... Păi am văzut că europenii cam fac legea, bineînțeles, sunt și japonezii, am văzut Harasaba este pe locul 2 și Shinone este pe locul 4, mai e un tunisian, am văzut mai e un egiptean. Da, Jabalak, sigur, dar mă rog, la... Israelianul, dar în rest europenii fac legea pe categoria asta. Da, da, având în vedere faptul că Israelul este în Europa, pentru că normal Israelul n-ar trebui altei să meargă, da, a trecut tot o altă situație. Dintre toate campionatele, campionatul european este extrem de cel mai tare, cel mai tare. Mă uitam acum că au fost jocurile panamericane, unde practic în afară de brazilien, de Silva și de Moura, au mai fost încă patru. Da? Deci, într-adevăr, în Europa este extrem de dificil, adică o medalie la campionatul european este într-adevăr... Câți participă pe categoria ta la Olimpiadă? Merg primii 22 din clasamentul mondial, da? Unul pe fiecare țară, deci n-am voie doi japonezi sau doi georgieni, doi brazilieni, ce mai sunt în față, plus țara gazdă, dar deja se include brazilianul, și mai sunt țările care nu au calificat deloc, mai primesc white card se numește. 32 sunt în total. Da, 32 sunt în total. Se joacă eliminatoriu... Același prim, aceeași tragere, deci practic ca să fii în finală îți trebuie 5 meciuri, nu? 32, 16, 4. 4 meci. 4, cu tot cu finala. Daniel, sincer, acum, în urmă cu 4 ani, când ai revenit în judo sau când ai apucat de sambo, credeai că la 24 de ani o să fii medaliat european la seniori? Cum să nu crezi, mă? Credeai cum să nu. Mă, crezi că e medalie la Olimpiadă? Păi vă dați seama, asta era următoarea întrebare. Păi. Vă dați seama, credeam și îmi doream foarte mult să iau o medalie la seniori. Mi-am dorit și prima medalie care am luat-o la tineret, vă dați seama, că mi-am dorit foarte mult să iau medalie la europene, pentru că și la noi în țară, cel puțin la băieți, la noi la judo, nu s-a mai luat de mult. Nu s-a mai luat rezultate de foarte mult timp. De exemplu, la seniori nu s-a mai luat de 8 sau 9 ani la băieți, la categoria mea nu s-a mai luat din 98 medalii la europene de seniori. Și la olimpiadă, vă dați seama, pentru asta am muncit de atâta timp. Ăsta e visul care sportiv să ajungă acolo. La Olimpiada avem medalii la băieți? Da, ultima este Mihai în 84. Al lui Mihai Cioc. Mihai Cioc și Mircea Frățică. Da, și Mircea Frățică. Aur vreodată? Avem aur nu. Nu, doar nu, la, nu, doar nu, la fete. Nu. Alina Dumitru. Nu. La aur, fete. Știm, da, la băieți, nu. Daniel doar... Lata, 2016. Da, tot ce e posibil, vă dați seama. Asta îmi doresc, cu ajutorul Dumnezeu, orice vis poate deveni realitate. 16-11 conduce Blaji pe Târgoviște în setul 2. Haideți să urmărim și meciul pentru bronz cu Oleksandr Gordienko. Practic, aici l-am văzut pe Daniel Descătușa, s-a bucurat cu adevărat, știa că a luat medalie europeană.
Un rezultat fabulos. Am și scris un ziar, am spus, este un rezultat fabulos. E o medalie europeană la seniori, mai ales iată un sportiv legitimat la un club din Târgoviște, Valeriana, era legitimat. Atunci o să discutăm despre acest subiect. Meciul numărul 3 cu Gordienko din Ucraina. Practic, meciul care a adus medalia de bronz. Daniel Natea, sportiv calificat la Jocurile Olimpice și singurul medalia din delegația masculină a României la campionatul european din Rusia, de la Kazan. Au fost 3 victorii acolo și o singură înfrângere. Aș vrea să-l văd pe Daniel și într-un meci cu Teddy Riner în finala olimpică. Vă rog, domnul Crăciun. Da, sportivul ucrainian este deosebit de Daniel Albastru, agresiv, da, și încearcă să-și impună prizele. Daniel controlează mâneca și are acea priză pe spate care, ia uite, aici încearcă să facă un uchimata, da, o secerea interioară a coapsei, iar de a doua oară când va intra, da. Deci încă o dată încearcă să facă uchimata, da? Are prizele la marginea saltelei, iar Daniel îl așteaptă, da? Și face ce procedură. Ce a fost? Japcă. Nu japcă. Da. Bineînțeles că îl fixează în continuare, da? Dar deja procedeul fusese de ipon. Da, pentru că sunt 3 arbitri, unul este la centru și unul care stă. Bineînțeles că nici măcar nu-i vine să creadă de faptul că lucrurile s-au întâmplat așa. Victorie mare. N-a fost japcă, mă, a fost eu cu guruma, da. Dar mă rog, putem să zicem și japcă. Asta e traducerea românește. Eu cu guruma, un eu cu guruma care, într-adevăr, ne-am bucurat foarte tare pentru că n-au fost decât 40-50 de secunde. Gordienko, fiind un sportiv extrem de agresiv, trebuie să ținem cont de faptul că judoul ucrainian este un judou extrem de... În momentul de față, ei au un sportiv calificat la o olimpiadă, care nici măcar n-a venit aici, Iachim Iacov, care îl pregătesc pentru... Până acum 2 ani de zile, exista Bondarenko, care... Aici sunt câte 3-4 sportivi pe categorie care de-aia probabil cu atât mai mult. Și Daniel pe podium european este într-adevăr un rezultat. Într-adevăr o satisfacție mare alături de Teddy Riner, da, care practic este o legendă și care reprezintă școala judoului franțuzesc. Ca un amănunt, Federația franceză de judo are un buget de 60 de milioane de euro. Cred că nici măcar Federația Română de Fotbal n-are atâta, dar mă rog, asta e cu totul altă discuție. Era să spun Guvernul României. Da. Judo este extrem de bine reprezentat în Franța. Extrem de bine. Și nu numai judo. Da. Francezii pun accent, au un sistem sportiv foarte bine pus la punct. Domnul Crăciun, pare rău că, practic, s-a terminat așa colaborarea asta Crăciun-Nata pe Valeriana Târgoviște. Da, eu mie nu-mi pare rău absolut deloc. Mă bucur foarte tare de acest lucru. Noi facem o echipă și când spun echipă știm la ce ne referim. Faptul că el merge la Dinamo, pe mine personal, lucrul ăsta nu mă deranjează absolut deloc. Trebuie să ținem cont că totuși judo este un sport. În accepțiunea mea, judo reprezintă un vehicul pe care tu trebuie să știi să-l folosești. Iar interesele meschine, eu sunt extrem de dezamăgit de ceea ce se întâmplă din cauza faptului că sunt oameni extrem de mărunței. Formația mea este formație de militar. Da? Eu am făcut și eu judo. N-am făcut în altă performanță pentru că trebuie să ținem cont că definiția campionul ăla trebuie să fie o mulțime de ingrediente. Întâmplător, Daniel le are pe toate. Începând de la o moștenire ereditară sănătoasă, da, un fizic corespunzător, pentru că dacă o să vedeți categoria asta presupune să te ajute și fizicul, multă muncă, tehnicitate, sunt un adevărat melanj. Daniel le are pe toate. Iar vis-a-vis de faptul că în momentul de față el va merge la Dinamo,
Mie mi se pare o chestie firească, mi se pare o evoluție absolut normală în cazul lui, pentru că sportul este sport. Dacă am fi făcut fotbal și am fi câștigat ca un fotbalist, după ce noi facem judo, judo este, în afară de faptul că este un sport foarte frumos, cu o filozofie de viață extraordinară, îți dă... Câți oare dintre noi am fi procedat la fel? Să investim 4 ani, să aducem un sportiv la nivel de europene la olimpiadă și apoi să lăsăm să meargă către un alt club, către un alt nivel, pentru un viitor mai bun. Pentru că, Daniel, am înțeles că altele sunt totuși la Dinamo avantajele, o să fii încadrat sau ai fost încadrat acolo? Deci va fi încadrat deocamdată în funcție de subofițer, ceea ce mie mi se pare o chestie foarte frumoasă să fiu. Eu am fost milițan de formație, nu pot să recunosc lucrul ăsta, glumesc, dar să știți că adevărul să spune în glumă. Eu am avut, adică am povestit mult în deplasările pe care le-am avut de cum era, se făcea vremuri pe vremea lui Ceaușescu, sportul, care totuși trebuie să ține în cum că aveam rezultate, cel puțin. Chiar merită mai mult și la noi. Da? E un pas... Deci în momentul în care vom termina facultatea, pentru că suntem anul 3 la facultate și trebuie să terminăm facultatea, după probabil că după olimpiadă își va da licența, da? Ofițer. Da, ofițer, și asta mie mi se pare o chestie. Dar cea mai mare satisfacție pe care eu cred că Daniel o are în momentul de față, o mare... este momentul în care cântă imnul pentru tine. Spre exemplu, la Praga a cântat imnul pentru el. Asta este o chestie pe care sunt foarte puțini oameni care au privilegiu să cânte imnul pentru el, da? Iar Daniel chiar merită lucrul ăsta și în momentul în care am stat, am avut discuție cu el, am convenit că pentru este cel mai bine așa. Noi mai avem niște proiecte după ce vom lua o medalie la olimpiadă, da? Și dacă spui... nu se va lua? Nu, da, se poate lua, pentru că în momentul de față mai avem 95 de zile. Acum, dumneavoastră știți, noi am avut așa o fel, colaborarea noastră a fost o colaborare, zic eu, bună, având în vedere rezultatele pe care le-am avut. Și chiar a meritat. Adică, la modul la care în momentul de față, și eu sper o relansare a judoului românesc, da? Adică sper ca judoului romeț masculin, foarte bine, bine că m-ai corectat, pentru că ia câtă că la fete nu avem probleme. Adică la fete întotdeauna noi avem rezultate, adică tragem la medalii și am avut model pe cei de la fete. În sensul ăsta mai întotdeauna ne-am sfătuit cu domnul profesor antrenor Berceanu de la fete și am... Deci una peste alta, eu consider că ceea ce se întâmplă în momentul de față este o chestie firească. Cei de la federație nu înțeleg, mi-au trimis o scrisoare mie de mulțumire pentru rezultatele lui, dar în momentul în care noi am făcut transferul este legal. Inițial am vrut să facem o dublă. Domnul Crăciun, vă mulțumesc mult pentru prezență. Trebuie să închidem. Am înțeles. Să vă dea Dumnezeu sănătate, vă apreciez cu sinceritate și am convingerea că o să reușiți în tot ceea ce faceți, pentru că sunteți un om de mare caracter, o persoană deosebită. Mult succes aveți în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru aprecierile dumneavoastră și aștept să ne invitați și la Olimpiadă, după olimpiadă. Da? Aur la olimpiadă. Daniel, da. Te fericit sincer. Să-ți dea Dumnezeu mult succes la olimpiadă, să ne reprezinți cu cinste, pentru că ești un sportiv minunat și nu minunat. Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat aici și sper că la olimpiadă să vă pot face mântui, că suntem cu toții români. Așa este, Daniel Natea, bronz la Campionatul European de Seniori, calificat la Jocurile Olimpice de la Rio, la fel și domnul Iulian Crăciun, cel care este alături și 4 ani de zile l-a pregătit pentru marea performanță. Eu sunt Costi Mihai, încă nu mi-a apărut rezultatul din setul 2, rezultatul final. Ne revedem luni, dar luni cred că o să fac emisiune, pentru că sunt multe de făcut, multe de discutat, luni de la ora 17, îl luăm pe colegi, chiar dacă e târziu, să o facă pentru mine, să prezinte și acel material, dacă se mai poate, Chindia, Târgoviște, Victoria de la Gaz, Metan, Media și weekend plăcut și ne revedem luni. Numai de bine! Încă un atac al medieșenilor, statut de favorit aici, Gavra, gol! Metan deschide scorul după doar 2 minute și jumătate. Prima centrare
primul șut la poartă, primul gol marcat în această partidă. Începe practic acest meci de la 1-0. Spuneam, va fi foarte greu în acest sezon pentru toate echipele să oprească pe gaz metan. Minge trimisă în careul medieșenilor, gol! 1-1. O fază la care Albuț nici nu mai are rost să plonjeze. Iată faza, minge întoarsă pentru această aruncare de la margine pentru gaz metan. Gavra pentru Băjenaru, care un lob, dar este ratare mare, ratare mare a medieșenilor. Execuția lui Târcoveanu. Un carambol acolo nefericit pentru defensiva Chindiei. Minge rămas în teren aici, Nisipanu este însă singur, reușește să treacă și bară apoi peste poartă. Ce ocazie! O dublă ocazie! A fost pătrunderea lui Popa. Ce ocazie inedită aici. Cherchez reușește să ia această minge. Cherchez șutează, este gol! Gol Chindia printre picioarele lui Albuț. Cherchez înscrie al 16-lea său gol în acest sezon și trece în avantaj. Înțeleg aici și este un șut pe poartă, scoate de pe linie Vătavu. Centrarea lui Munteanu respinsă. Ce ocazie pentru gaz metan. Șutul i-a aparținut lui Neacșa. Munteanu are ceva mai mult spațiu acum. Centrare din nou respinsă. Neacu în forță. Corner. Centrare pe bara a doua. Scoate foarte bine Meilă. La lovitura de cap a lui Kazan, dacă am văzut bine. A și furnizat multe mingi utile. A fost foarte prezent în joc aici. E o situație bună pentru Chindia. Penalti. E penalti pentru Chindia. Minutul 89. Gazul e pe cale să piardă fără drept de apel acest meci. Nici o urmă de îndoială. Cel care execută este Honciu. Minutul 90. Honciu șutează și înscrie fără probleme. 3-1 pentru Chindia. Gazul pierde pentru prima dată în acest play-off.